Vladislav are a treia statuie în orașul Moscou. Iar dacă vorbim oarecum de întemeitorul orașului, să nu uităm că din Biharia, de acolo unde venea el, cetatea lui Menu Morut este sub în amplasamentul unui teren de fotbal și mai mult local, încet încep să intre în cetate. Tot acest timp, din 2019 până acum, pentru Mihai Vidadu nu s-a găsit o locație sau s-a găsit, dar probabil la calendele grecești o să avem amplasată statuia Vidadu pe catedrala Rodului. Uităm că și Goștu a avut aceea foarte, a stat 4 ani, a rugat Eminescu din Ioșia, ba în cetate, până când, oarecum, modificându-se să fie centralul liceului Goștu, a fost amplasat până apropierea liceului. Statuia lui Eminescu a stat ferecată în gulac de scânduri, în scânduri de lemn, astfel încât majoritatea orădenilor nici nu știu că avem statuia lui Eminescu. Multe nu mai sunt destul. Haideți să-l avem și pe Viteazul, nu într-o rână așa cum e aici, ci așa cum era el cândva. Înainte de toate trebuia să le spui oamenilor că ești orădean, că ești născut aici, că ești locuitor, da? Sunt orădean, român? Sunt român, am prieteni pe toate etniile. Și ți-l dorești înapoi pe Mihai Viteazul în orașul Oradei, da? Într-adevăr, doresc ca să existe un echilibru cel puțin. Adică haideți să nu mai mutăm statuile românești și să facem loc altor statui. Haideți să existe un echilibru, dacă toți suntem frați, haideți să fim până la capăt și să existe mâna stângă, mâna dreaptă, să fie un taler care să nu încline într-o parte sau în altă. Un echilibru. Mulțumim, Aurel. Exact.